Salutare! Videoul în 2D urmează, dar înainte de asta vrem să facem un mic promo pentru luni, 14 noiembrie 2022, când îl vom avea ca invitat pe Michael Humer, autorul cărții Problema autorității politice, ca invitat și vom avea o discuție cu el despre diverse probleme anarhocapitaliste. Și el detaliază răspunsul dat la crize de Keynes, și deci cunoașterea că de economie. Problema la, pe care o detectează el în a doua ediție în 76, când vorbește despre stagflația din 73-74 a răspunsului keynesian la acea criză, este faptul că un paradox pe care teoria lui Keynes nu l-a prevăzut, și anume inflație în timpul unei recesiuni. Și școala austriacă de economie atunci a avut un reveniment și a fost adusă în prim planul teoriilor economice. Readusă, da. În prim planul teoriilor economice, pentru a găsi un răspuns mai bun la ceea ce se întâmpla în realitate. Scuze, da. Deci Hayek ia Nobelul în 74 chiar pe asta, da. Chiar pe crize. Da. În momentele alea, deci în anii respectivi, mai multe universități americane au avut conferințe pe tema recesiunilor și a ciclurilor economice cu invitație a școlii austriece de economie, și se părea că răspunsurile keynesiene vor fi date uitării. Nu a fost așa însă. Ce spunea Keynes? În momentele de recesiune trebuie ca guvernul să intervină prin scăderea dobânzii de referință, astfel încât ciclul economic, boom-ul economic să poată fi reluat și să nu ajungem într-o depresiune economică. De asemenea, prin micșorarea dobânzii se dorea și creșterea cererii agregate prin faptul că oamenii își luau mai ușor credit pentru a stimula consumul. Astfel încât recesiunea să devină ceva foarte ușor, foarte digerabil, și populația să nu sufere. Însă, în momentul de boom economic, statul ar fi trebuit să se retragă din economie, conform teoriei lui Keynes, iar acest boom economic să fie moderat prin taxare. Păi asta se cheamă că se retragea. Exact asta mă pregăteam să te întrerup, să ia măsuri anticiclice, nu că să se retragă din economie. Nu, e o chestie... Da, să se retragă doar prin stimulare. Ai o chestie contradictorie, adică ce faci? Crești cheltuielile într-o recesie, nu? Da. Și scazi taxele. Da. Pentru un liberal clasic, când aude asta, stai... Cum? Da, cum? E o contradicție. Cu ce faci cheltuielile alea publice? Nu le faci cu taxele? Nu. Le faci prin, conform teoriei lui Keynes, le faci prin împrumuturi, pur și simplu. Prin monetizarea... Taxare viitoare. Asta e și critica lui Mises la Keynes, că tu nu poți crește cererea agregată pentru că o reduci pe aia din privat. Și oricum, deci datoria publică pentru Keynes nu este o problemă. Statul poate să se împrumute oricum pentru că el este suveran și el emite moneda. Sau să printezi. Da. Deci pentru el nu poate fi o problemă faptul că datoria este un acer. Uite, eu nu mai țin minte dacă la Keynes, deci Keynes-ul Keynes, nu interpretez și alții care vin după, chiar ai boom, nu mi-e clar. În cartea aia lui, teoria, nu știu ce, teoria generală, impresia mea e că problema lui e depresia și cum să ieși de acolo. Da. Deci n-ar fi, el se pare că asta e mai degrabă făcută de discipoli, că ai alea prociclice și nu știu ce, ai boom, basta. Pentru el nu avea o depresiune și cum ieșim de acolo? Păi cu dobânzi mici, cu nu știu ce. Cu inflație. Da. Deci care era experimentul crucial de care vorbea Rothbard? Că ai și inflație și șomaj simultan. Pentru Keynes, tipă, avea inflație, tipărai bani ca să scapi de șomaj. Pentru muncitorii nu acceptau concedieri.
Dar ideea e ce faci când le ai pe ambele în același timp. Da. Adică trebuie să apeși și pe frână și pe acea relație. Da, da, da. Bine, și e foarte amuzant că în anii 70 chestia asta era prezentată ca fiind o chestie nouă, când, adică se întâlniseră prima oară cu stagflația, când de fapt noi în istoria recentă, da, de la Global Financial Crisis încoace, nu mai într-un asemenea univers stăm. Inclusiv în America, dar mai ales în spațiul euro, unde a fost problema asta până de curând foarte constant, adică de atunci, de fapt din 2009 și până astăzi. Dacă aveți vreo întrebare pentru Michael Humer, puteți să o lăsați în comentariile acestui video, poate ajunge în emisiune.